e un motor mai în față pe dreapta. După BMW-ul ăla, cred că BMW. Dar tu ce faci acum? Îți dăruiesc o nucă. Nu te cred, vai, mulțumesc. Ce frumos din partea ta. Au, partea ta. Au, partea ta. Au. Of. Dă-o să-mi pice. Stăm într-o curbă pe o trecere de pietoni la o intersecție. Mișcă-te mai în față. Te duci încolo. Am nu casic. Știu eu. Așa, tante, te doare la bască. Și în România trebuie totuși să lucrăm puțin la mentalitatea asta. Indiferent ce anotimp ar fi, trebuie să dai semnal în... Dă semnal. Trebuie să te aștepți în orice moment la un motociclist când te uiți în oglindă sau când faci o manevră cu mașinuța. Mașinuța fuge, nimeni nu ajunge. În momentul în care vine toamna, frunzele ruginesc de la atâta ploaie, nu de altă. Ghici ce? Toamna frunzele cad din copaci. Și unde cad ele? Nu în cer, cad jos. Hai doamnă, hai doamnă. Și atunci trebuie să ne ferim de ele, pentru că, în general, frunzele astea ascund sub ele ceva nemai întâlnit de către unii din România și se numește... Da, apă. Ghici ce? Toamna frunzele cad din copaci. Și unde cad ele? Nu în cer, cad jos. Hai doamnă, hai doamnă. Și atunci trebuie să ne ferim de ele, pentru că, în general, frunzele astea ascund sub ele ceva nemai întâlnit de către unii din România și se numește... Da, apă. Se ascunde apă sub frunză, pe asfalt sau pe macadam sau pe maclavais. Nu, maclavais e altceva. Și de la elementul ăsta numit frunză, care cade din copac, noi n-avem frână, frunza, chiar dacă nu are apă sub ea, totuși are ceva lichid în compoziția... Mi-a intrat muscă în ochi. Este un lichid și alunecă. Și alunecăm cu motocicleta și ne facem varză de la o singură frunză căzută dintr-un milion sau câte sunt într-un copac sau pom. Pomul face fructe, copacul nu. Nu vrei să încerci asfaltul, crede-mă. Am văzut multe lucruri. Asfaltul nu vrei să-l încerci. Știe Motorider, cum am spus și în vlogurile trecute. Știe Motorider că tu ești un nebun, un teribil și un donator de organe și vrei să mergi tare, dar nu vrei să încerci totuși și asfaltul. Asta știe Motorider. Salut, salut! Te-am uitat la un video de-a doua. Mersi! Înregistram altul acum. Pă, nu știu, în sectorul 1, în partea aia, așa. Unde te duci? Nu știu. Fiind asfaltul mai rece, fiind nisip, pentru că sunt ploi, e vântul mai puternic, se aduc vituri, gârlă. Pentru că deja toamna pe la 6 nu mai e lumină și automat soarele nu mai încălzește, ia ghici. Atât de logic vlogul ăsta. Echipamentul motociclistului este crucial în vreme de toamnă ca să nu îngheți și ca să te apere totuși mai bine în caz de nu mi-ascult sfaturile și ieși pe ploaie sau calci toate frunzele de pe asfalt. Pam 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 pam. Asta este avantajul motocicletei în București și cred că în orice oraș din țara asta totuși. Ăla cu mașina a rămas în spatele autobuzului, am putut să mă strecor și să merg mai departe! S-a uitat la mine. Îmi place bordura. Am mai pățit-o eu odată cu un parapet, nu cu o bordură. M-am ferit. M-am ferit fericescu. Să avem o cască de altă culoare. Asta ne-ar ajuta cel mai mult în condițiile de noapte, chiar dacă avem un echipament negru. Deci să fugim cât de mult putem de culoarea neagră. Nu luați exemplu meu, că cei de față se exclud. Ai închis geamul de frică, ai? Știu, eu știu de astea. Știe Motorider că ți-e frică de motocicli. Oh, ce mișto e asta. Nu e păcat să nu o zgâriu. Mă filmează. Mă ridic în picioare. Îi zic subscribe Motorider. Subscribe Motorider. O să ajung la televizor. Miroase a oțet. Aparent da.
Aleo, 40 de tone, cum trec astea. Te fură și vara și toamna, dar mai ales toamna, că e rece afară, de orice e... Oh, oh, oh. Mi s-a oprit aici în mijlocul intersecției. Sunt tramvai, sunt tramvai, sunt tramvai, da, sunt tramvai. Sunt tramvai, da, sunt tramvai, sunt tramvai, sunt tramvai, sunt tramvai. Nu mai sunt tramvai. Bă, dar telefonul ăla, lasă-l mă, mămică lui. Oh, te uiți la șeii. S-a uitat la șeii. Bam 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 bam. Nu e trecere aici, ce cauți acolo cu merele în plasă? De ce? Cine e? Cine? De ce? Cine ești? Ce ce vrei? Ce ești, mă, tu? Cine ești, mă? Cine ești, mă? Uaf, uaf. Ștergem camera de smârcâz. Mamă, cum se vede. Am făcut mai rău. Să vadă urât. Ăla-i locul meu. Găsi loculeț. N-am mai găsit loculeț. L-am lăsat pe domnuleț. Vă prezint, pe lângă coada de la farmacie, noul meu prieten, Laurențiu. Salutați-l pe Laurențiu. Laurențiu. O să intru în farmacie și o să-l întreb unde este farmacia. Da, ziua. Mi-o luați, mi-o dați înapoi. Unde e farmacia? Da, 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 farmacia. Mulțumesc mult. Bă, dar te sperii, te... Bă, dar nu știi ce vrei să faci, mă, las-o, n-ai vii de treabă, ești haotic, mârlanic. Am obrajii în ochi. Așa mă simt. Eu zic că ai culoare în ochi, nu obrajii în ochi. Am obrajii în gură atunci, pentru că o să mi-i mușc dacă vorbesc. Lasă-mă până să lasă casca. Au! Ești! Că nu poți să mă alergi. Nu-i da tare. Nu, că avem cauciucuri reci. Să rămână, doamna. Și responsabil. Și calci toate gurile de canal, cum fac eu acum. Au. Uite și pasta. Uite și pasta. Hai, pasta nu, că în asta picăm dacă. Facem mișcare de șolduri. Dai de boș, 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 calator. Da, na, 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 na. Păi unde te duci? N-ai cum să fugi? Ești foarte frumos. Stai cu mâna pe schimbător și dimineața și seara și după masă. Îi place să stai cu mâna pe schimbător, îi place. Încă se fac rătare, mă, Neli, că e noiembrie. Miroase mici. Vreau mici. O să mi se facă poftă. Ce vrei să spui? Nimic, nimic, nimic. Cu poftele. Păi ia, ai grijă, pune-ți pofta în cui. O să te duc pe pod. Tu mă, unde vrei tu? Ăștia-s cracii tăi de umbră. Da. De fapt, sunt protecțiile. Cracii mei sunt vreo 20 cm mai în spate. Un oraș verde și curat la buftea. Romantic, uite. Câmp verde, vezi? Ce semnifică veșnicia. Ce? Vibrează ceva? Ce se întâmplă, doctore? Nu încercați așa ceva acasă. Am încercat pentru binele femeii din spate. Strada toporașilor. Au, tilor, au, tilor, au. Bă, tu chiar vrei să te iau în brațe? Dub lipsă. Așa că te iau, uite, 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 ce frumos, ce frumos, ce frumos. Motorider că... știe că tu ești un teribilist, un donator de organe. Să zicem că mi-au ajuns curse de mașini în tinerețe, hai să fim cu minței. Deci... Da, și acum vrei curse de motoare. Nu, 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 vreau să fiu cu minte și să iau, să mă bucur de drum.
eu și cu mine și cu aerul și natura și vibrația asta, o, Doamne. Și de mine n-am zis nimic, mă, ca să vedeți. Mă uit în stânga, mă uit în dreapta, mă dau mai așa, bă, tot nu văd, lasă. Păi aveai mâinile așa. Păi stăteam și-o confortabil. Deci că stăteai agățat așa. Îmi dau... Cu Gaga sau nu, ce cu Gaga, mă? Ai făcut caca, da. Chestia cu maimuța vreau să fac. Era așa pe la sub brațe. Păi asta făceam fizic, dar nu știam să scot zuretele aferente. Dar de ce ai face asta pe motor? Nu știu, boss, ce făceam pe motor? Păi de ce ai face ca maimuța pe motor? A, pentru că mi-ai gesticulat ca atare și vreau să-ți arăt că se poate. Să te dai pe curba aia poți să faci. Sare! Au! Strada frumoasei. O, mulțumesc, nu trebuia. Ești modestă. Bă, noroc cu top case-ul ăsta, că mă pierdai pe drum câteva dată. Top case-ul? Aha. A rupt de la gură și n-am mâncat vreo 16.000 de pâini ca să-mi iau top case-ul ăla. Motorrider, pentru tine, până data viitoare, numai bine. Pa! Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin'. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon.